Bună ziua, mă numesc Neagu Marsionuț, am 28 de ani și sunt youtuber și mi se spune Imogen. În mare parte mă ocup cu comedie și cam atât știu să fac, să fac oamenii să râdă. În rest, e jale. Da, a progresat foarte, foarte mult și în ceea ce privește echipe de CSGO, mulți playeri au ales să-și facă echipe bine, 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 bine întărite, având în vedere că premiul de anul acesta este unul foarte, foarte mare, 20.000 de dolari și cred eu că atrage pe absolut oricine în ceea ce privește Counter-Strike Global Offensive. Când te gândești la sumă implicit, te gândești că trebuie să fii acolo să faci o echipă bine întărită și să câștigi. Și sunt și vizionări, sunt și jucători, avem de toate, și comedie și tot ce trebuie la România Sports League. Da, cel mai fericit am fost atunci când am ajuns să am numărul 200.000 de abonați. Nu știu, am simțit o fericire enormă, pentru că nu mă așteptam și automat dacă nu m-am așteptat și nu mi-am dorit acest lucru, știam că o să-mi fac acolo o comunitate micuță, dar când am ajuns la suma de 100.000 de abonați, am deschis o șampanie, eram super fericit, înconjurat de prieteni la Giurgiu, a fost ceva extraordinar. Un sentiment pe care nu l-am mai simțit, dar sper că voi mai simți vreodată în viața asta. Succesul îl consider atunci când îți pui în minte și îți dorești foarte, foarte mult un lucru, îți pui un vis, îți dorești visul acela și îl realizezi. Pentru mine ăla este succesul, eu am avut un vis, am vrut să cânt, cântam de la 15 ani în rap și am vrut pur și simplu să am o melodie a mea care să exprime ceea ce simt eu cu adevărat. Am făcut melodia aia, a ajuns să fie cunoscută, deci automat mi-am îndeplinit și visul. Pentru mine ăsta este succesul, când îți propui ceva și ți se îndeplinește acel ceva. Da, pot influența pozitiv oamenii, dar trebuie să și-și dorească chestia asta. Dacă nu-ți dorești, atunci nu poți fi influențat. Dar, în mare parte, știu că am vorbit despre anumite subiecte mai picante la mine pe canal și sunt foarte, foarte mulți oameni care s-au regăsit acolo în ceea ce am vorbit sau care s-au schimbat pozitiv după ceea ce am spus eu, cel puțin din mesaj. Consider că orice exemplu pozitiv poate să fie luat cu unul negativ. Depinde de dorința în sinea omului și depinde de ce își dorește, dar orice exemplu dat pozitiv poate fi luat și negativ și orice exemplu negativ poate fi dat și ca unul pozitiv. De exemplu, sunt foarte, foarte mulți copii care ne urmăresc și trebuie să ne găsim uneori cuvintele și pot să spui, de exemplu, pot să dau un exemplu. Nu bea alcool. Iar persoana în sine poate să fie curioasă dacă n-a făcut niciodată și o să facă chestia asta. De asta zic, curiozitatea poate duce totul într-o formă mai proastă. Ca să fii imogen, trebuie să-ți dorești foarte, foarte mult ca oamenii să râdă în jurul tău, practic să fii un clown. Eu am fost un clown de când eram mic, vine cu o problemă. Ales să faci lumea să râdă, dar apoi ești numit clown în societate, depinde de ce-ți dorești. Eu am riscat totul, am ales să fiu un clown, dar să fac oamenii să râdă. Cel mai jos moment a fost când am plecat la Craiova să filmăm un clip, eu cu Hymen și s-a întâmplat un accident. Acolo am fost agresat de niște oameni și a venit poliția, televiziune, a fost îngrozitor horror și cu greu am trecut peste momentul ăla și l-am aici de fiecare dată când se spune cuvântul Craiova. M-am gândit de foarte, foarte multe ori să renunț, cred că o dată pe săptămână vine, dar durează, cred că o secundă durează gândul de a renunța, pentru că primesc foarte, foarte multe mesaje de la oameni care spun: băi, Imogen, m-ai făcut să eram într-un moment prost, mă simțeam prost, eram supărat, dar ai pus storiul respectiv, ai făcut live-ul respectiv și m-ai făcut să râd, m-ai făcut să mă simt bine și chestia asta mă tot face să merg mai departe, să fac chestiile pe care le fac eu pe YouTube. În mare parte, Imogen ar încerca să cunoască din ce în ce mai mult. De exemplu, am avut foarte multe locuri de muncă, am lucrat în depozit, am lucrat în domeniul vânzărilor. Aș cunoaște, aș vrea să explorez, să cunosc. Chit că este un loc de muncă, chit că este viața personală, aș explora în continuu. Aș cunoaște mult mai mult. Vreau să răspund, dar sincer vreau să răspund la întrebarea asta. În primul rând, am și răspuns la o întrebare anterioară. Faptul că nu m-am așteptat să fac 100.000. Nu-mi doresc să fac 1.000.000. Consider că am o comunitate atât de frumoasă la suma asta de 350.000 de abonați, încât nu-mi doresc mai mult de atâta. Am tot ce-mi doresc. Dacă se va întâmpla chestia asta, cu siguranță aș fi mult mai fericit decât am fost la 100.000, dar fericirea oricum persistă în mine, pentru că am comunitatea asta foarte, foarte, foarte frumoasă, plină de fel și fel de oameni extraordinari. Faptul că uneori își doresc mult, mult, mult mai mult de la mine, uneori mă refer că ei au nevoie de live-ul ăla plin de energie și nu înțeleg că eu nu pot face chestia asta mereu și că o fac doar când simt, dar tot pentru eu fac. Eu am nevoie de energie, de pozitivitate ca să pot să-mi fac live-ul bine, să pot să mă simt bine după, iar sunt momente când nu pot face live-ul și primesc mesaje: fă live, de ce nu faci live, fă live, fă live, și nu înțeleg lucrul ăsta, deși l-am spus de atâtea ori. Ultima oară am plâns vara trecută, chiar toamnă, când eram acasă, mâncam ciorbă și m-au dat la televizor cu pretextul că mă băteam pe la Buzău, deși nu eram eu. Și muream de nervi că nu eram eu și încercam să iau legătura cu televiziunile să le spun că nu sunt eu acolo, să oprească, să mai difuzeze materialul. Și muream efectiv de nervi și am plâns mai mult de nervi. Dar totul s-a terminat cu bine, a fost bine într-un final.
faptul că n-am dat mai mult și știu că pot și sunt de lăsător și n-am dat mai mult, n-am cerut mai mult de la mine și știu că pot, dar nu am cerut și asta mă dezamăgește la mine cel mai mult. Faptul că sunt foarte, foarte supărățios, deși lumea nu vede chestia asta, mă vede într-un zâmbet, sunt foarte, foarte supărăcios și atunci când mă supăr, pur și simplu cad într-un loc, trebuie să stau acolo, trebuie să mă regăsesc și apoi să mă revin. Asta mă enervează cel mai mult la mine, faptul că mă enervez prea repede, prea repede și din orice, efectiv. Nu pot să înțeleg de ce, dar asta a schimbat la mine, dar până la urmă ăsta să n-am ce face, trebuie să mergem mai departe cu zâmbetul pe buze. Eu sunt Timogen, cam asta a fost, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, puneți-vă vise în minte, îndepliniți-le și nu uitați, dacă stai în Târnăveni, fă-te YouTuber!